Trebuie să împilesc nițelunghiile. Și acum e momentul pentru o farsă grozavă. Hei, uite-te la unghiile mele de la picioare! Oh, se pare că am prea multe degete. Ar trebui să rezolv asta. Oh, nu! Ce faci? Ăla-i degetul tău! Ia-te lângă mine! Ha! Am mers de minune! S-a pierdut de tot cu firea! Stai pe loc! Oprește-te! Domnule, înaintează, te rog! Brr. Nu mă impresionează! Poți intra! Of, nu pot să cred că l-a lăsat pe unicornul ăla să intre, dar pe mine nu! Stai! Ea e o asistentă? Înțeleg! Trebuie să mă schimb! E timpul pentru un machiaj! O să încep cu negrul ăsta și cu o pensulă! E atât de întunecat! O să mi-l dau pe pleoape! Vreau să fiu sigură că le acoper bine de tot! Ok, cred că ajunge! Următorii pași! O să folosesc creionul ăsta de ochi roșu și o să-mi conturez pleoapa inferioară cu el! Nu trebuie să fie prea mult, doar un strop! Și acum, mai mult negru pe pleoapa mea inferioară! Negrul necesită un pic de efort ca să-l faci suficient de intens! Și acum, trebuie să mă ocup de gură! O să desenez un cerc în jurul buzelor mele! Și acum, o să-mi moi șervețelul ăsta în niște lipici pentru corp! Ok, cred că ajunge! O să lipesc chiar aici pe bărbia mea! Mă asigur că o să stea fix! Acum îmi trebuie mai mult și o să-l pun de-a lungul liniei desenate! Și pe deasupra buzelor mele! Trebuie să termin restul cercului! Așa, începe să se usuce! Și acum o să umplu spațiul cu mai mult negru! La fel și buzele! Tot ce este în interiorul șervețelelor! Gata! Totul e negru acum! Și acum niște dinți falși! I-am făcut luând unghii false și decupându-le forma potrivită! Ascuțiți și țuguiați! O să-i pun pe șervețel! Sus și jos, drept ambele seturi de dinți! O să iasă așa de bine, sunt sigură! E timpul pentru mai mult machiaj! Acum îmi trebuie un fond de ten care se potrivește cu nuanța pielii mele! Vreau să mă asigur că șervețelul s-a contopit frumos cu tenul! Și acum o să pun niște sânge fals pe dinții falși! Trebuie să mă asigur că fac asta și cu dinții de jos! Arată atât de bine! O să mai adaug niște sânge fals prin tamponarea acestui burețel! Cred că o să semene puțin cu sângele pulverizat! Doar câteva tamponări pe aici! Aici cred că ajung. Ok, acum o să mai adaug niște dâre de sânge fals. O să desenez niște dâre pe gât, dar o să-l las să se scurgă și singur. Da, în sfârșit am terminat. Lucrul meu înfricoșător e gata. Îmi pun un costum amuzant și o să fiu bestială. Uite paznicul ăla care nu m-a lăsat să intru mai devreme. Ha? Cine e acolo? E timpul să intru în club. Ce? Un alt costum de asistentă? Serios? De fapt, sunt mai mult decât o asistentă! Oh, Doamne, ce înfricoșător! Am șters-o de aici! Nu mă plătesc destul pentru asta! Pe curând, o să intru singură! Oh, da, mersi! O să te ajut cu plăcere! Bun, e timpul să ne ocupăm de părul tău! O să ai nevoie de mai mult volum! Zombii ar trebui să facă ceva cu părul. Ok, hai să-ți dăm un pic de culoare. Tenul tău e, ei bine, palid. Zombii nevoie de machiaj. Carioca merge pentru culoare de buze. Bun, să încercăm să-ți mai încălzim nuanța pielii. Cred că o să ai nevoie de un pic din fiecare. Zombii are plantă. Pământ de plantă o să ajute. Zombii o să folosească drept far de ochi. Negrul e culoare bună! Ta-da! Arăt superb! Zombie place foarte mult! Zombie nou look foarte frumos! Cântecul ăsta e grozav, nu-i așa? Hei, ți-am adus o băutură! Ce naiba, s-a băgat așa! Nu pot să cred că mi l-a suflat pe tipul ăla! Îi aduce o băutură! Of! Ia uite ce caracatițe! Da, cred că trebuie să fac ceva în privința asta! Ok, îmi trebuie niște pastă modelatoare pentru machiaj! O să o aplatizez și apoi o să-mi o înfășor pe deget! O să o presez și o să-i fac un vârf! Iar apoi o să o nivelez!
Ok, arată destul de bine. Acum trebuie să adaug cerculețele astea. O să le pun pe toată lungimea. Suficient! Și acum un pic de culoare. O să folosesc o pensulă ca să-i dau culoarea asta movulie. Ca să pară că se potrivește cu nuanța pielii mele. Arată grozav! O să o fac pentru toate degetele mele. Da, e uimitor! Bun, e timpul să-mi pun planul în acțiune. Acolo sunt. Încă se simt bine, cred. Ah, se pare că el pleacă. Acum e șansa mea. O să-i dau o lecție. Cucubau! Ha? Ha? Ah! Mâini de monstru! Mâini de monstru! Ha? Unde a dispărut? Ah, a trebuit să plece, dar pot să-l iau eu! Puteam să fiu la film acum! Bine, măcar că am ceva bun de mâncare! Hai la tata! Sau nu? Știi regulile, Matthew? Nu ai voie să fii fericit, știu! Așa, unde rămăsesem? Măcar pot să beau ceva? Trebuie să rămân hidratat! Alo? Nu am voie nici cu băuturi? Urăsc locul ăsta! O să mor de foame! Ce zi! Ce reguli idiote! Bine măcar că-mi pot folosi gura pentru a vorbi! Ce mai zici, frate? Te sun eu mai încolo! Of, nu mai am nimic! Copiii ăștia nu se învață minte! Fără mâncare, fără telefon, fără nimic! Oh, cred că glumești! Mi se permite doar să stau pe scaun? Ce loc malefic! Nu e corect deloc! Mi s-a făcut somn de la atâta tensiune! Poftim! Acum te-ai culcat? Ce s-a întâmplat? Nu am voie să dorm, evident! Când m-am murdărit pe degete? Știu! O să mă prefac că sunt treaz! Vezi și tu asta? Noapte bună, profa! Și acum la culcare! La ce se uită? Bine, măcar că nu doarme! Ok, un pic din asta? Și un strop din aia? Și niște magie, desigur! Ceva se întâmplă? Ce crezi că înseamnă? Nu arată bine! A dat kix imediat! Crezi că a observat cineva ceva? Ah! Eu am observat! Chimia nu a fost niciodată punctul meu forte! Sper să nu fie permanentă chestia asta! S-a luat deja? Se holbează lumea! Se simte ciudat! Pierzi vremea! Folosește ascuțitoare așa! Când e goală, toarnă în ea fondul tău de ten preferat! Pune capacul! Apoi, pune lipici în capătul unui creion! Și lipește un burețel de machiaj pe el! Gata? Urăsc totul! Ce? E timpul pentru nițica acoperire! Serios? Ce cool e! Doar 1-2 strop și machiajul te va salva! Nici măcar nu am nevoie de oglindă! Deci, cum arată acum? Unde-o fi ea? Sunt așa entuziasmat de petrecerea asta de Halloween! Nu vrei să intri? Încă mai aștept pe cineva! Hai, frate, costumul lui de biscuit e așa distractiv! Hei, scuze că am întârziat! Cu ce ești îmbrăcată? Of! Eh, în sfârșit, cred că putem intra! Stați așa!
Uite, tu poți intra, dar ea nu. Scuze, scumpo. Ce? M-a abandonat? Și acum îmi curge și machiajul. Trebuie să fac ceva în privința asta. O să-mi șterg tot machiajul. O să-mi pun șervețelul ăsta pe obraz și apoi o să-l umezesc. Așa, acum o să se lipească singur. Trebuie să mă asigur că devine tot ud. Ok, iar acum o să fac o ruptură fix de sub ochiul meu în jos. Și apoi o să îndoi nițel marginile. Așa, cred că e bine. Acum o să folosesc niște lipici pentru machiaj. O să-l tamponez pe margini și pe șervețel. Și un pic pe pielea mea. Ok, cred că ajunge. Acum o să-l usuc cu un uscător de păr. Călduț! Ok, s-a uscat acum. Urmează machiajul. Vreau să folosesc un fond de ten potrivit cu nuanța pielii mele, pentru că vreau să ascund șervețelul, evident, ca să arate ca pielea mea obișnuită. E nevoie de un pic de muncă, dar merită. Mai ales pentru că vreau să pară cât se poate de real. Ok, și acum niște pudră de fixare. Uite cum sare peste tot, o ador! Acum o să o aplic peste fondul de ten. Arată atât de bine! Acum o să adaug niște sânge fals. O să-l pun în triunghiul pe care l-am creat. O să-l tamponez până pe margini. Ah, ce cool! Acum o să tamponez cu un burățel. Gata! O parte a feței mele e normală, iar altă parte e super înfricoșătoare. Lentila de contact înfiorătoare ajută mult lucrul ăsta. Nu o să mă mai abandoneze nimeni acum! Oh, Doamne! Oh, m-ai speriat! Ești liberă să intri. În sfârșit! Am reușit să intru la petrecerea de Halloween! Oh, wow! Uită-te la ea! Hei! A reușit să intre! Hei! Niciun hei! Pa, pa! Să vedem! Unde se pune ăsta? Fix acolo! Perfect! Totul e la locul lui! Hei! Psst! Ia uită-te la asta! Wow! Ce de farduri! Și organizate perfect! Super impresionant! Stai totuși! Hai să-ți arăt ceva! Nu! Unde au dispărut? Ți-am găsit micuțul aranjament din farduri! Știi regulile? Nu sunt permise! Hei! Capul sus! Stai să-ți arăt trucul meu! Întâi mi-am luat paleta de farduri și apoi un bețișor de urechi. Am ales o culoare și am început să-l tamponez. Am folosit un bețișor de urechi pentru fiecare culoare. M-am asigurat că se prind bine fardurile acolo și apoi le-am pus în cutiuța mea. Voila! O paletă întreagă de farduri pe bețișoare de urechi. Acum pot folosi orice fard de urgență care-mi trebuie. Și am un întreg curcubeu de culori la dispoziția mea. Wow! Ador combinația asta de culori! Mersi mult! Să mă asigur că machiajul e ok. Oh, Doamne! Aia e Kate? Zici că e un cadavru? N-am mai văzut nuanța aia de ten la o persoană vie. Bună dimineața, Annie! Mă bucur să te văd. Am zis bună dimineața, e ceva greșit? Glumești, Kate? Uită-te la tine! Dar pregătește-te! Ai fost avertizată! Ah, ai dreptate! Pielea mea pare așa de palidă! Am fost mereu așa de palidă și n-am observat? Da, din păcate. Ah, dar ai noroc! Te pot ajuta! O să vezi, o să te fac să arăți grozav! Am nevoie de instrumentele mele. O să am nevoie de uleiul ăsta de bebeluș și fardul ăsta. Și apoi de bețișorul ăsta. Mai întâi trebuie să răzuiesc niște fard cu bețișorul. E timpul pentru pasul următor. Uleiul de bebeluș își va face magia. Trebuie să scoatem capacul. Și acum avem nevoie iar de pudră. O să folosesc bețișorul ca să iau niște pudră și să o pun în ulei. Uite, pudra se dizolvă în ulei. Ok, e suficient. Pun la loc capacul. E timpul să agităm sticla. Uite, uleiul și-a schimbat culoarea. Drăguț! Kate, uite ce am!
o soluție pentru criza ta. O să te ajute cu paloarea ta. Ești sigură că o să meargă? Crede-mă! Dă-te pe piele și o să arăți uimitor! Eh, cred că pot încerca! O să încep cu puțin, nu prea mult. Ok, cred că următorul pas este să-l testez. Mă dau pe obraj și apoi și pe mână. Să nu uit că am două mâini. Wow, nu pot să cred! Merge! Deja par mai puțin palidă. Zici că am o strălucire tinerească. Aveai dreptate, Annie, m-a ajutat mult. Ah, ce strălucești! Wow, pielea mea radiază! E timpul pentru niște educație. Oh, Doamne! Pare să fie un soare în clasa mea. Râul Mississippi începe să curgă sub forma unui mic fir de apă din frumosul stat Minnesota. Vai, cât de mult am întârziat! Sper să nu observe nimeni. Ava, ai întârziat? Ia loc! Da, doamnă! Să revenim la faptul că la izvor poți traversa râul Mississippi. Arăți de parcă te-ai luat la pumni cu un cocoș. Bună, Madison! Bună, Ava! Sărăcuța de ea are nevoie de ajutor. Ava, uite, pentru tine! Oh, nu! Arăt ca o gorilă! Dacă mi-aranjez părul, o să fie mai bine. Nu, arăt la fel! Poate că nu o să-ți observe nimeni fața. Ia stai așa! Cred că pot să o ajut. Ava, uite ce am eu aici! Avem pudre! Avem steluțe! Avem sclipici! Chiar și fond de ten! Sunt zâna cea bună a machiajului! Am pornit de la un suport de creioane. O bucată de carton ascunde conținutul sertărașelor. Acum e timpul să-mi torn înăuntru fondul de ten preferat. Sertarul ăsta e foarte încăpător. Umple perfect spațiul. Să nu uit de puțin roșu pentru buze. În următoarele sertare pun despărțitoare pentru sclipici și steluțe, iar sus pun anticearcăn. E timpul pentru accesorii. Asta intră aici. Luciul de buze intră în locul ăsta. Au loc și pensulele de machiaj. Și acum să le ascundem pe toate. Creioanele colorate mi-acoperă toate produsele de machiaj. Madison, mi-ai salvat viața! E timpul să încep aplicarea. Am clar nevoie de anticearcăn. Fond de ten. Să-mi aranjez și buzele. Să nu uit de ochi. Ultimele retușuri. Am scăpat de fața de gorilă. Mulțumesc mult, Madison. Cu mare drag. Fetelor! E plictisitor. Sunt plictisită. Ah, telefonul meu! O să mă distreze! E timpul pentru niște selfie-uri! Asta va arăta grozav pe pagina mea de socializare! Machiajul meu nu e potrivit pentru lumina asta! Trebuie reparat! O să-ți retușăm iluminatorul și ne vom asigura că părul tău stă bine! Ok, bine, e suficient! Mai bine! Urmăritorii mei o să adore pozele astea! Arăt grozav azi! Sau nu? Of! Tot nu e bine! Știu ce ar ajuta! Da! Vântul prin părul meu o să facă poza perfectă! Da! Vântul ăsta mi-învăluie perfect părul! Of, ce? Vântul trebuie să-mi bată părul în spate! Scuze, scuze, din cauza uscătorului, dar l-am reparat acum! Ok, bun, să încercăm iar! Știi ceva? Oprește-te! Am o idee mai bună! Confeti și beteală pe fundal! O poză perfectă! Wow! E așa de cool! Trebuie să încerc și eu! Oh! Ea primește beteală și eu gunoi! Ok, o să încerc iar! Am nevoie de ajutor cu părul și machiajul, vă rog! Nu muncesc gratis, dragă! Trebuie să-mi plătești serviciile! Sigur! Normal! Stai să-mi scot banii! Ce să ăștia? 5 lei care au fost la mașina de spălat? Bine! Stai nemișcată că te aranjez! Ura! Mersi! Acum să facem selfie-uri! Oh, Doamne, ce? De ce mi-arată fața așa? Arăt ca Pennywise, clovnul!
Abia am mai pot ține ochii deschiși. Ora asta e ca melatonina verbală. Cât timp am dormit? A mai rămas jumătate de oră. Să fii creativ e greu când ești adormit. Oh, nu se poate! Tocmai a intrat Kevin! Fața aia mereu mă va trezi. Îmi stă bine părul? Arăt ca moartea! Annie! Annie! Vorbești cu mine? Credeam că mi-am auzit numele! Cum de arăți așa fabulos? Și nu-i nimic de machiat la vedere! Ok, ce se întâmplă? E totul aici! E foarte ochi secret! Ia o radieră obișnuită și desenează un dreptunghi pe ea! Acum scobește secțiunea aia și pune-ți acolo fardul preferat! Bagă-l acolo și apoi nivelează-l! Și pune-i la loc ambalajul! Ce bine că mi-am adus pensula! Doar un pic face minuni! Drăguț, nu? Nu mai pare adormită! Acum ascunde-l la loc! Viclean! Bună, crezi că poți? Wow, ce ochi frumoși ai! Cei mai frumoși pe care i-am văzut! Știu! Ah, wow! Kevin e îndrăgostit de mine! Ura! Ora s-a terminat! Kate, trezirea! A sunat clopoțelul! Doamne, ești așa de ridicolă! Oh, nu! Tot machiajul de la ochi a rămas pe foaie! Am nevoie de oglinda aia! Ah, ce rău e! Cum o să o rezolv? Ascultă, te voi ajuta! Sunt sigură că putem face ceva! Gata, am o idee grozavă! Kate, am o soluție! Întâi, creioanele astea trebuie să dispară ca să torn aici pasta! O să fie grozav, privește! Oh, îți folosești puterile de foc ca să încălzești apa! Mișto! Și acum e timpul să punem creioanele la loc! Uită-te cu atenție! Vezi? Vârfurile creioanelor se măresc și se înmoaie în apă! Cred că sunt gata! E timpul să le scoatem! Oh, da! Arată grozav! Hai să-ți reparăm machiajul! Ura! Fă-o! Am încredere în tine! Bine! Cred că ai nevoie de niște roșu ca să-ți înviorăm look-ul! De fapt, hai să colorăm frumos! Creioanele înmuiate merg de minune! Oh, ce drăguță ești! Acum ești fata de gheață curcubeu! Wow! Ai dreptate! A ieșit genial! Cine ar fi știut că pot avea un look așa de colorat? Mersi mult! Mi-am făcut datoria de prietenă cea mai bună! Ah, vine cineva! Pare a fi importantă! Ne dai un autograf, te rog! Locul pare sigur! Nu văd nicio amenințare! Nu cred! Ce tare e! E extraordinar! Ce se întâmplă? Am detectat o amenințare! Stai! Stai puțin! Nu e ceea ce pare! Amenințarea este neutralizată! În sfârșit! Oh, nu pot să cred că trebuie să pășesc peste persoana asta! Unde a dispărut? Vreau un autograf! Vă mulțumesc că sunteți aici! Sunteți cei mai tari! Vă trimit o sărutare fiecăruia! Poftim? Oh, nu! Mi s-a luat rujul! Nu-mi place să nu fiu dată cu ruj! Bine că am un plan secret! O să scot capacul microfonului! Am un ruj ascuns în el! Acum o să mă rujez din nou! Perfect! Cred că ajunge! Și acum să-mi continui concertul! Când Ava nu-i acasă, Madison joacă pe masă! Wow! Ce ochi cutremurători! Ia uite câte lucruri uimitoare! Ava nu mă lasă niciodată să-i ating lucrurile! Dar asta se schimbă astăzi! Miroase delicios! Ia să mă dau cu parfum! Parcă ar fi mătase! Nu am riduri ca Ava, dar tot vă simt uimitor! Ia uite ce mască facială luxuriantă! Imediat o să am și eu o piele moale ca de bebeluș!
Cred că trebuie să-mi bag direct degetele în ea. Ups! Dă-o încoace! Știi cât de scumpă e masca aia? Degeaba te uiți cu ochii de cățeluș la mine? Bine! Te urăsc! Nu-mi vine să cred ce nesimțire! Mi-a atins și toate produsele de machiaj? Ce dezastru! Ia stai puțin! Mi-a golit pudra de față scumpă? Nu-mi vine să cred ce se întâmplă! Poate trebuie să-i fac o mică farsă! Oh, da! Ia o mască facială ca cea din imagine și pune în ea puțin colorant alimentar. Câteva picături sunt suficiente. După aceea, amestecă bine totul cu un bețișor. Ar trebui să se omogenizeze destul de ușor. Arată bine! După ce s-a incorporat complet, pune capacul și așteaptă momentul magic. Farsa asta va fi epică! A plecat în sfârșit? E timpul pentru o mască facială! Deja pielea mea se simte mai bine! Înțeapă puțin! Cred că acum trebuie să-mi clătesc fața! Abia aștept să-mi văd noul ten! De ce arăt ca un ștrumf? Și-a băgat Ava coada clar! Te-ai albăstrit toate, deci? Da, simt că viziunea mea artistică iese la iveală! E treabă grea! Trebuie să mă răcoresc! Uf, ce dificil a fost! Dar acum e mult mai bine! Stai! Ce-i asta? Oh, nu! Cred că e rujul meu! Probabil că s-a luat! La naiba! Psst! Hei, aici! Psst! Psst! Ce-i zgomotul ăla? Mi s-a șters tot rujul! Ah, asta-i tot? Te rezolv eu! Poftim! Am luat un recipient gol de vopsea. L-am umplut cu gel transparent ca vaselina și culoarea dorită. Apoi le-am combinat. A fost gata după ce s-a amestecat totul bine. Ca să-l folosesc, am nevoie de o pensulă de pictură, un moinițel și apoi mă dau pe buze. Și uite, așa am făcut luciu de buze colorat. Oh, wow, arată grozav! Și când e uscat, trebuie doar să-l decojești. Vezi? Buzele tale încă sunt colorate! E un ruj de tip lip stain, o să dureze toată ziua! Și nici nu mai trebuie să-ți faci griji că o să se șteargă! Ești efectiv un geniu! Mersi! Acum mă întorc la pictura mea! Asta clar e revista mea preferată! Ce? Nu se poate! Ce amuzant! Nu mă pot opri din râs! E așa amuzant! Jennifer! Ce e așa de amuzant? Ah, nu-ți spun, trebuie să citești singură! Ce? E stupid! Ai putea să-mi spui! Au, mâna mea! Ce m-a rănit? Iu! De unde a apărut capsa asta? Am noroc că nu m-a rănit mai tare! Hei, dar dacă m-a rănit mai tare? Luciu de buze, am nevoie de ajutorul tău! Îmi așez mâna lângă capsă. Și acum pun niște sânge fals. Trebuie să-l fac foarte însângerat dacă vreau să o impresionez. Perfect! Acum e timpul pentru prestația vieții mele! Ah! Șoc și groază! Oh, doamne, Kate! Ce-ai pățit? Mâna mea! Mă doare așa rău! Oh, nu! Cum s-a întâmplat asta? Oh, trebuie să o scot! Nu, lasă! O să mă doară prea tare! Dar Kate, nu pot să o lași acolo! Să încercăm iar! O să încerc să o scot super rapid! Nu, nu, nu! O să doară prea rău! Nu trage! Kate, trebuie să o scoatem pentru că... Stai! Era o glumă? O rană falsă? Kate! Hai, mă! M-ai speria maxim! Ha-ha! Foarte amuzant! Mă întorc la revista mea! Of! Au! Bietul meu degețel!
Pot să stau și eu așa? Atât de relaxant! În sfârșit! Abia așteptam să-mi fac un retuș! Bună, scumpele mele! E timpul pentru niște contur! Tare! Să nu uităm să estompăm! Pare distractiv! Unde sunt chestiile mele de machiaj? Ar putea să meargă asta? E o nuanță închisă drăguță! Ah, sper să nu-mi iasă coșuri! E timpul să-i stompăm! Contează mult o circulație bună! O fi prea mare asta? Eh, pare la fel, nu? Wow, chestia asta chiar te întinde! Să dispară pungile! Așa! Unde-i partea bună? Așa da! Jennifer? Ai o coajă de banană? Ups! Privește-te dacă ai curaj! Oh, arăt ca o epavă!